prefect al județului Hunedoara, Fabius Chiseli, a fost învestit în funcție astăzi. La ceremonia care a avut loc în sala Spiru Haret a Inspectoratului Școlar au fost prezenți directori de deconcentrate și aleși locali. Vă mulțumesc tuturor că v-ați făcut timp să participați la această ceremonie. Pentru mine înseamnă foarte mult. Sunt bătit emoționat de faptul că ați ales să participați la depunerea jurământului. Sarcinile mele rezultă foarte clar din lege. Deci lucrurile sunt statutate acolo. Ca atare, despre acest aspect aș vrea să vorbesc mai puțin. Dar, totodată, funcția de prefect înseamnă și mult aport personal. Și este important ca cel care este care ocupă vremelnic această poziție să-și aducă aportul, personalitate în ceea ce înseamnă bunul al activității și în urmare. Fabius Chiseli a fost numit prefect prin hotărâre de guvern în data de 30 martie, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial pe 3 aprilie. Jur să respect Constituția. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului se aplică în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios în datoriile ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. La ceremonia de învestire în funcția noului prefect a participat și Valer Ungur, cel care a deținut această funcție timp de 6 luni. Acum, când am ajuns la finalul exercitării funcției publice de prefect al județului Hunedoara, pentru instituția prefectului, județul Hunedoara, este un nou început. Domnul Fabius Tiberiu Chiseli va exercita în continuare funcția publică de prefect al județului nostru. Vă felicit, domnule prefect, pentru această numire și am convingerea că sunteți una dintre cele mai bune alegeri care ar fi putut fi făcute. Pregătirea pe care o aveți, calitățile umane de care dați dovadă și experiența acumulată în ultimii ani în cadrul instituției, vă îndreptățesc să preluați această responsabilitate. Fabius Chiseli a fost consilier local PSD la Brad, director adjunct al SECE APA Prodeva și subprefect al județului Hunedoara.